Peste 300 de mineri greviști din cadrul carierei Lupoaia așteaptă răspunsul directorilor CEO cu privire la plata acestei zile în care și-au încetat lucrul. Aceștia au protestat săptămâna trecută împotriva programului de lucru ce presupune să muncească în ziua de Crăciun și de Revelion. Liderul de sindicat din Lupoaia, Nicu Bunoaica, a luat legătura cu administrația CEO pentru a împiedica o măsură care ar putea afecta financiar sutele de angajați care au protestat intrând în grevă pentru o zi. Mai exact, liderul sindical cere ca acestora să nu le fie tăiată ziua de lucru. Sunt de fel convins că conducerea Complexului Energetic Oltenia nu va face repercusiuni și va plăti acea zi normal oamenilor, pentru că sunt bani din economia la fondul de salariu. A mai rămas o parte care se poate discuta în această lună, la jumătatea lunii decembrie. În jur de 300 de mineri de la cariera Lupoaia au intrat în grevă, fiind nemulțumiți că vor fi nevoiți să lucreze de sărbători, iar acum le este teamă că acea zi de protest le va fi tăiată din salariul și așa foarte mic.